Postura influențează articulația sau articulația influențează postura? Vorbim despre tempora mandibulară. Deschidem gura. Perfect. Închidem. În momentul în care noi deschidem gura, linia aceasta ar trebui să fie dreaptă, coborâre la coborârea mandibulei. Deschidem o dată. Există o mică deviație spre dreaptă. Acum, ne sprijinim piciorul stâng. Deschidem iarăși. Așa. Închidem. Observăm o accentuare deviației spre dreapta, sprijin piciorul drept, deschidem, aici se păstrează linia dreaptă. În cazul acesta, putem spune că ceva de partea stângă a corpului influențează articulația temporală. Testarea articulației temporomandibulare. Faza 2. Deschidem gura, închidem. Există deviații de flexie la nivelul mandibulei, nu păstrează linia dreaptă, coboară, după aia duce înapoi. Da? Mai deschidem o dată. Închidem. Da? Acum, rotim capul spre stânga, spre dreapta. Perfect. Există disconfort, durere? Da. Da. Strângem dinții, iarăși facem aceleași mișcări. E la fel disconfort sau mai mare? La fel. Ok, acum, punem buzele, rotim stânga maxim, dreapta maxim. Ok. Amplitudinea mișcării a crescut. Cum e cu senzația de disconfort? Mai bun. Ok. Acum, ridicăm o mână la ureche. Așa. Dăm jos, mâna stângă. Ok. Bun. Acum, în varianta 2, iarăși facem aceleași mișcări. Așa. Bun. A fost mai ok? Da. Bine. Ne aplecăm maxim cât putem. Așa, sus, iarăși deschidem articulația, deschidem, punem buzele între dinți și ne plecăm. Așa, sus. E tot de simplu de testat. În cazul ăsta, articulația temporomandibulară are influență majoră asupra posturii și asupra corpului și trebuie tratat corespunzător.